Da, sunt conștient, am făcut un videoclip de 2 săptămâni, cum mi-am permis. Păi, long story short, răspund că ați auzit de toată treaba asta cu Ucraina și Rusia. M-a afectat și pe mine puțin psihic, mai mult decât aș vrea să recunosc. Anxietatea mea s-a dus undeva până aici, nici măcar nu se vede în cadru și nu prea mi-a mai venit să fac clipuri. Dar chestia asta o să schimbe, adică deja vedeți clipul ăsta, plus încă două care trebuie să iasă următoarele zile, dar hai să nu mai pierdem timpul și să intrăm în clipul de astăzi, care este Icebergul românesc explicat sau explicația Icebergului românesc, încă nu știu titlul, dar whatever. În caz că nu sunteți familiar cu termenul de iceberg, cel puțin în contextul ăsta, e destul de self-explanatory. Puteți căuta un iceberg legat de orice subiect, să zicem GTA 5 Iceberg. E o poză cu un iceberg care are diferite lucruri mai obscure, să zic, și împărțit pe diferite tiere, sau în cazul ăsta adâncimi. Ai unele chestii care ies la suprafața icebergului, de care știe toată lumea, să zic, și cu cât merge tot mai jos, cu atât sunt mai obscure sau mai interesante. Și cineva de pe serverul meu de Discord, care este basementul lui Gans, o vezi linkul în descriere, mi-a trimis o poză cu un iceberg legat de România. Poză care de fapt e luată de pe Reddit, mai specific de pe Art Splash România, și aveți linkul în descriere pe lângă toate sursele folosite în clip. Așa că haideți să vedem cu ce ne întâlnim astăzi. După cum vedeți în poza, astea sunt toate subiectele de pe iceberg, dar neavând timpul să fac research legat de absolut toate, am ales câteva care par mai interesante, și anume acestea. Așa că haideți să nu mai pierdem timp și să vedem care e faza. Țin să menționez, ca să fie puțin mai interesant și mai diferit față de formatul iceberg tradițional, cel puțin, clipul ăsta în același timp e un fel de react, pentru că și eu o să aflu de chestiile astea pentru prima oară, la fel cum aflați probabil și voi, ca să fie cumva mai interesant, să zic, și reacțiile să fie mai genuine, mai reale. Așa că primul subiect este Iliescu, spion rus, referitor la Ion Iliescu. După câteva search-uri pe Google, am ajuns la articolul de pe cetățeanul.net cu titlul Ce credea Ceaușescu despre Ion Iliescu înainte de execuție, mărturii din dosarul Revoluției. Și, într-adevăr, un articol relativ lung, țin să menționez că m-am uitat peste el puțin cât să găsesc cel puțin paragraful care e mai interesant, am ajuns la Iliescu, spionul sovietic. Din nou, țin să menționez că în articol sunt unele prescurtări, presupun specifice militare, cum ar fi LT Maj, care presupun că e locotenent major în cazul ăsta, unele probabil că nu o să le știu, deci mă scuzați. Stoica Iulian, locotenent major, șeful cercetării la UME 01417 Târgoviște, declarație de martor, sediul SPM 19-10-2017, volumul 2, whatever, le-am povestit la solicitare soților Ceaușescu ce văzusem la televizor. Când i-am spus despre Ion Iliescu, Nicolae Ceaușescu s-a înfuriat și a spus: cine mă, spionul ăla sovietic? Uitându-se spre Elena Ceaușescu, repezindu-se spre ea, i-a spus: tu nu m-ai lăsat să-l termin, acum o să ne termine el pe noi. Deși următorul paragraf nu prea are treabă cu toată teoria asta că Ion Iliescu ar fi spion rus, menționează ceva care e s-a întâmplat chestia aia. Și anume, momentul execuției a fost tratat de cameraman întrucât unul din cablurile prelungitoare s-a desprins, reluând filmarea abia după câteva momente, în momentul în care soții Ceaușescu erau căzuți la pământ. Nu e un pic cam potrivit faptul că fix momentul, să zic, execuției nu a fost prins pe cameră? După câteva priviri mai târziu, să zic, am dat cu un ochi peste tot articolul ăsta. Ce deduc eu, și probabil că greșesc, foarte probabil că greșesc, că nu am răbdare momentan să citesc tot, e faptul că Ceaușescu l-ar fi numit pe Iliescu ca fiind spion și posibil să nu fie în adevăratul sens spion. Din nou, am mai auzit de chestia asta, nu prea m-a interesat în adevăratul sens ca să stau să fac research-ul. Then again, nu-s foarte bun cu istoria, mai ales istoria noastră, deci hai să mergem la următoarea chestie care posibil să fie mult mai interesantă. Sataniștii. Prima oară când am citit chestia asta eram gen ok, ce sataniști? Ok, sataniști, sataniști, sunt peste tot. Dar, din nou, după câteva search-uri pe Google, am dat de mai multe articole, anume unul din 2008 care mi s-a părut interesant, și anume sataniștii vor legalitate și în România. Acum, ziare.com, nu știu dacă e cel mai trustworthy site, dar când m-am uitat peste el, am văzut, citez, în 2002 erau deja bine organizați, lucru care le-au permis să devină o comunitate religioasă cu site oficial pe internet, sub titlul Biserica Satanistă. Și când am văzut chestia asta, am zis, hai să caut Biserica Satanistă, să văd dacă îi ceva legat de chestia asta sau nu. Să vezi și să nu crezi, bisericasatanista.org îi exact aia, anume chiar e un site făcut pe WordPress care are tot felul de chestie. Home, satanism, întrebări și răspunsuri, teorie, poezie, eseuri, comunitate, forum, galerie, foto, ocult, contacte și așa mai departe. Deci, site-ul ăsta, că am mai stat câteva minute pe el, într-adevăr pare a fi ceva făcut cât de cât serios. Adică nu îmi dă vibe-uri de făcut ceva la caterincă, la glumă, la satiră. Din nou,
nu mă miră. Și uitându-mă mai devreme și pe întrebări și răspunsuri să văd care e faza, sunt câteva întrebări și multe, dacă dau random, au timp și resurse probabil investite în el, având în vedere că încă îi ținut site-ul și multe comentarii sunt din 2009, 2011, 2015, deși posibil că nu mai e activ site-ul. Presupun că dacă într-adevăr site-ul ăsta reprezintă o biserică satanistă adevărată, unde se adună oamenii cu adevărat pentru scopul ăsta, I don't know. Dar să fac o concluzie, nu mă miră că există așa ceva. Mă miră faptul că încă e site-ul ținut, e hostat și așa mai departe, deși nu e activ. Următorul subiect sunt piramidele din Brașov. N-am auzit de piramide a fi în Brașov sau oriunde în afara Egiptului. Lol, coaie, n-ai fost în Las Venturas, în San Andreas și n-ai văzut piramida aia făcută din sticlă? Un articol de pe adevărul.ro zice așa: foto, misterele Brașovului, piramidele de la Șona, de lângă Făgăraș. Tot așa, după câteva căutări pe Google, am aflat că de fapt sunt numite ca piramidele de la Șona, sau cel puțin așa le găsești mai ușor decât cele de la Brașov, deși le găsești cam mână în mână oricum. Cele 8 movile din sat, unele dintre ele înalte de aproape 30 de metri, sunt așezate pe 2 șiruri în ordinea mărimii și se spune că ar fi fost ridicate de către daci. Dacă ne uităm la poze... Ok. Da, movile, adică niște dâmburi, practic, pe dealul respectiv, presupun, care îs într-adevăr interesante. Bine, uitându-mă la oamenii din vârf, da, într-adevăr par mari, dar nu îmi arată a piramide. Adică, hai să citim mai departe. Movilele de la marginea satului Șona sunt încă o enigmă și numai legendele ne oferă informații, zona nefiind exploatată prea mult de către cercetători și mai degrabă de către vânătorii de comori. Sunt 8 movile care ating aproape câte 30 de metri înălțime, dispuse pe 2 șiruri așezate în ordinea mărimii. Una dintre legende spune că piramidele au fost ridicate pe vremea dacilor, iar în măruntaiele movilelor s-ar găsi chiar și niște comori. Nu zic că n-ar fi plauzibil sau ceva, pentru că poți ascunzi o comoară inclusiv într-un șanț. Deci ce văd aici și mi-atrage puțin privirea e legenda uriașilor. Bătrânii satului spun că de-a lungul timpului au venit tot felul de specialiști în satul lor cu diverse aparate în căutarea adevărului despre ridicare. Dar n-a aflat nimeni nimic. O altă legendă pe care oamenii locului o povestesc puținilor turiști pe postesc în satul lor spune că de fapt movilele ar fi niște morminte de uriaș sau oricum construite de către aceștia. Cica a fost o fetiță de uriaș care a făcut movilele de mult înaintea dacilor. O altă poveste din bătrân spune că a fost un uriaș care și-a curățat opincile și în urma lui au rămas movilele astea. Acesta mai spune că uriașii ar sta și acum în movile și poate dacă s-ar supăra dacă cineva le-ar strica somnul, scormonind în deluțele. Delulețe. Ok. Da, folcloric, să zic, are sens, că toate poveștirile astea, să zic așa, din folclorul nostru sunt foarte... e cineva care doarme și dacă îl deranjezi, gata, vine potopul sau ceva. Următorul subiect este Elta. Elta Universitate, care are treabă cu ezoterismul. Și culmea, dacă cauți Elta pe Google, o să găsești o pagină pusă pe un fandom, specific ezoterism.fandom.com, și tot așa o pagină numită Elta, care zice: Elta, autointitulată Elta Universitate, este o grupare spirituală condusă de Ion Dumitrescu. Adepții Elta promovează alimentația vegetariană naturistă fără preparare termică. Din punctul de vedere al Elta, ridicarea nivelului de vibrație, evoluția spirituală, se face prin triada informație, alimentație, sex. Alimentația naturistă este doar primul pas. În a doua etapă, adeptul va consuma doar lichide, iar în a treia etapă, omul va trăi fără mâncare. De asemenea, adepții Elta vor trăi 2800 de ani. Cu toate acestea, adepții Elta consumă Coca-Cola, beau cafea și fumează. Au interdicție să bea apă. Elta numără la un moment dat 20.000 de membri. Va consuma doar lichide, iar în a treia etapă omul va trăi fără mâncare. În fine, asta e partea scrisă, cel puțin lore-ul legat de Elta, dar este și video. Uri. Nu știu dacă ei ascultau live piesa aia, dar trebuie să recunosc că mă pune în transă. Ceva, nu știu, văzându-i pe ei așa, fiind și obosit, auzind piesa asta, parcă nu mi se pare anormal. Cumva, nu știu, îmi dă așa un vibe de holy shit. Ești în zona românească, pentru toate zonele, să spunem așa.
care de fapt una sunt. Să ne obișnim cu primele imagini, după cele 3 ore de introducere, de prefață, de pregătire, de cunoaștere. Astăzi suntem în 27 iulie 1996 în Munții Rarău, 120 de entități în acest cort militar, o seară plăcută, fără vânt, fără ploaie, ceață și alți hidrometeori, cum se mai spune. Alți hidrometeori, cum se mai spune. Ok, îmi dă un vibe destul de ciudat, dar ce-i mai surreal, așa, nu știu, deci până acum filmarea asta îmi dă vibe-uri de Liminal Spaces, dar în format video, în caz că nu știți familiar, Liminal Spaces is practic backrooms, poze de genul ceva ce nu-ți arată finalul locației, gen vezi efectiv un hall care merge la infinit, practic. Persoana asta din dreapta de tot, mi se pare că e mai întransă decât am fost când am dat click pe videoclip prima oară. Deci efectiv, uitați-vă, presupun că e o femeie. Nu vreau să dau misgender, dar efectiv ori nu vrea să fie acolo, ori doarme pe ea, ori îi high as fuck, who knows cu ce, dar e foarte surreal. Asta pentru toți 28 de persoane costă în jur de 21.000. Mai puține. Deci a văzut până acum, nu mi se pare a fi ceva dăunător. Oate că e cel mai weird sex cult de care am auzit noi care rămân vreodată. Dar oamenii aia păreau destul de inocenți. E pretty weird, not gonna lie. Așa că înainte să intru în rabbit hole-ul ăsta și mai tare, haideți să mergem la următorul subiect, care este Amrita. Dacă cauți Amrita pe Google, o să găsești efectiv Amrita SRL, șemine, sobe teracotă, focare șemine și atât. E o firmă care face șemine și ăsta e numele ei. N-am găsit absolut nimic altceva. Habar n-am despre ce e vorba, așa că o să mergem mai departe. Am lăsat o listă numai din cauza că mi s-a părut funny. Găsești sobe, șemine. Următorul subiect este șolomanța. Un cuvânt de care nu am auzit până acum și dacă cauți șolomanță pe Google, o să-ți dea automat un Did you mean scolomance? Fiind un articol de pe Wikipedia și dacă dai pe el, o să vezi că zice așa. The scolomance, Romanian șolomanță, solomonărie, was a fabled school of black magic in Romania, especially in the region of Transylvania. It was run by the devil, according to folkloric accounts. Deci, aparent a fost o școală de magie neagră din România, în Transilvania, care a fost condusă de dracu. A venit Tom Ellis și a făcut o școală de magie neagră. The school enrolled about 10 students to become the solomonari. Aparent a învățat să înțelege animalele, presupun the speech of animals, și vrăji, efectiv. One of the graduates was chosen by the devil to be the weather maker and tasked with riding a dragon to control the weather. Deci, aparent, unul dintre ei au fost, nici nu cum, nu procesez, efectiv, un tip pe un dragon care controlează vremea. Aparent, e și în wow! In Blizzard Entertainment's World of Warcraft, the Scolomance is a ruined castle held by undead forces whose cellars and crypts are now used to train necromancers and create undead monsters. Interesant. În fine, următorul subiect este Pădurea Baciu, 1968. Despre asta nu o să vorbesc astăzi, pentru că dacă nu o să murim dracu toți în război, urmează un videoclip destul de special legat de Hoia Baciu, deci să sperăm că o să apuc să-l fac și voi să-l vedeți, deci da. Încărcătura energetică de la Babele. Babele. Nu știu care pronunția potrivită, dar tot așa după câteva căutări pe Google am ajuns pe adevărul.ro din nou, pentru că aparent adevărul are toate chestiile, I guess, și articolul zice așa: legendele munților Bucegi, piramide energetice, tuneluri secrete și gura de rai, locul unde nu obosești. În subiectul ăsta nu o să stau foarte mult, numai din cauza că mai avem încă câteva subiecte și deja clipul ăsta e destul de lung, dar ca să fac un rundown așa, haideți să vedem ce este prezent în Bucegi, care, apropo, e un loc plin de chestii de genul ăsta, energetice și așa mai departe. Gura de rai din Bucegi. În popor, gura de rai este văzută ca un mediu benefic, cu caracter sacru, situat între cer și pământ, de obicei pe un picior de munte și care se deschide într-o pajiște înaltă. În munții Bucegi există un asemenea loc în apropiere de peștera Ialomișoara. Acolo, pe o pantă cu o suprafață de aproximativ 1 km pătrat, organismul pur și simplu nu obosește, iar funcțiile fizico-chimice se revigorează brusc. Specialiștii care preferă pentru moment să nu dezvăluie localizarea exactă a gurii de rai au constatat că aici se manifestă o anomalie magnetică atipică cu efecte benefice uluitoare asupra organismului uman. Deci există specialiști care au zis că există, dar nu zic unde îi. Următoarea chestie din Bucegi, apa vie. În urma unor cercetări efectate la începutul secolului al 20-lea, în Bucegi, pe Valea Ialomiței, s-a descoperit ceea ce se crede că dacii numeau zona nemuririi. Aici există un izvor a cărui apă este
este cea mai pură din lume, având zero încărcătură bacteriană. Zona nemuririi sau șapte izvoare, simbolul celor șapte izvoare se regăsea de altfel și pe scuturile de luptă ale dacilor, se află pe versantul estic al Bucegilor. Apa din această zonă, care nu conține nici azotați, nici azotiți, izvorăște dintr-o grotă unde se află un imens lac subteran. Puritatea apei are două ipoteze în opinia oamenilor de știință. Fie trece printr-un câmp magnetic care o curăță de toate impuritățile, fie izvoarele trec pe lângă un zăcământ de argint care împiedică dezvoltarea bacteriilor. Posibil că e a doua opțiune. După care avem taina Sfinxului și Sfinxul din Bucegi. Presupun că îl știți toți, dacă caut poză cu el, îi nenea care stă și se uită. Fie că sunt rezultate ale eroziunii, fie că sunt făcute de mâna omului, Sfinxul și Babele din Bucegi reprezintă două formațiuni pline de mister. Despre Sfinx se spune că este punctul în care se adună mai multe șuvoiuri de energie, iar mulți au povestit că au văzut în jurul acestei formațiuni, care seamănă cu un cap de om, pe care se află o cușmă de dac, lumini bizare și scântei apărute de nicăieri. Cam lungă propoziția, așa că o să mă cesc încă o dată. Au povestit că au văzut în jurul acestei formațiuni, care seamănă cu un cap de om, pe care se află o cușmă de dac, lumini bizare și scântei apărute de nicăieri. Ok. Piramida energetică a Sfinxului. Fenomenul rar care adună sute de curioși pe platoul Bucegi. Un fenomen ciudat are loc în fiecare an, la data de 28 noiembrie, când zeci de oameni urcă pe platoul Bucegilor, la celebrul Sfinx, ca să vadă la apus cum razele soarelui construiesc o piramidă energetică în jurul chipului sculptat în piatră. Hai să căutăm Sfinx Bucegi 28 noiembrie și dăm poze. Ok, și o poză care e scoasă din aparat, nu din Photoshop. Deci da, bineînțeles că nu este footage cu așa ceva, deci din start îi bogus, cum s-ar zice. În fine, următorul subiect se numește: cutremurul din 7-7 a fost rezultatul detonării unei nucleare în Bucegi. Mă, eu nu prea țin minte cutremurul ăsta, având în vedere că aveam -22 de ani. N-am mai auzit de teoria asta că ar fi de fapt o explozie nucleară, care, culmea, tot în Bucegi. Observ un pattern aici, sincer. Dar hai să vedem ce zice adevărul.ro încă o dată. Secrete din Arhiva Securității. Cu tremurul din 1977, de la o pedeapsă divină la explozia unei bombe nucleare. La 10 martie 1977, șeful inspectoratului județean Suceava, colonel Dragoș Ițcuș, a întocmit o sinteză despre comentariile făcute de oamenii simpli cu privire la cauzele cutremurului din 4 martie. În darea de seamă este citat Vasile Tofan, care a spus că acest dezastru s-a produs din cauza unei explozii nucleare provocată de România, iar acum, după ce ai noștri fac prostii, mai cer și ajutoare în străinătate. Rodica Munteanu, membră CAP din comuna Udești, atribuia cauza cutremurului unei explozii nucleare provocate de sovietici. În schimb, jehovistul Iacob Cojocaru din comuna Ciprian Porumbescu, ok, da nume de comună, era de părere că a fost vorba de voința unei forțe supranaturale. Bineînțeles, a fost Dumnezeu, ne pedepsește Dumnezeu. Deci, în concluzie, teoria asta, că ar fi fost o bombă nucleară sau termonucleară, it's just a theory, a game theory. Următorul subiect este excavația Pantelimon în Lebăda, octombrie 1989, nu are mai nicio informație, cel puțin, care să o găsești pe net, sau repede, cel puțin. Singura chestie pe care am găsit-o a fost tot din același thread cu postarea de pe Ars/România și zice s-ar fi găsit niște schelete gigantice și totul a fost mușamalizat de securitate. Deși când a fost întrebat de vreun link, no link, așa că efectiv atât. Din nou, revenind la munții noștri preferați, rețelele de tuneluri extraterestre de sub Bucegi. Din nou, adevărul.ro zice că tunelurile secrete ale României, cum au apărut triunghiul de aur al Daciei, rețeaua dintre Bucegi și Egipt, tunelul și piramida paranormală din Ceahlău, rețeaua de tuneluri secrete din Ceahlău și fenomenele inexplicabile de pe munte. Teoria existenței unor tuneluri și săli secrete sub muntele Ceahlău a fost puternic alimentată de mărturia unui profesor din Iași, care susține că ar fi pătruns într-un astfel de tunel. Profesorul de fizică Constantin Bursuc, în vârstă de 71 de ani, cunoscut în mediul inventatorilor din Iași, este cel care a lansat povestea rețelei subterane, pe baza unor experiențe care susține că le-a avut în anii 90. Acesta spune că cercetarea a realizat-o cu ajutorul unor metode neconvenționale, precum salturi în spațiu, dedublare sau telepatie, dar că nu a mai continuat să studieze tunelurile subterane în ultimii ani. Deci, da, am făcut niște time jumps, am sărit în alt timeline, am făcut un flashpoint cu The Flash, dar nu mai cu ea, de câțiva ani numai. Omul ăsta chiar crede ce zice, gen, la modul el e convins, ori e cel mai bun troll. Deci chiar că sunt mai multe tuneluri, pentru că e asta din Ceahlău, un tunel care leagă Castelul Curvinilor cu cetatea Devei, altul care leagă Prahova cu Dâmbovița, pe sub Bucegi. O, asta are și poză.
Bine, ăsta cred că e chiar un tunel, gen la modul chiar că e un tunel început, dar a ajuns să fie bășină, numai, gata. Tunelul de la Teliu, păzit de fantoma unui inginer. 1000 de like-uri la clipul ăsta și le iau pe red de mânuță și merem la Teliu. Zona Brașovului ascunde o rețea de construcții subterane. Tunelul din Suceava, folosit de Ștefan cel Mare, tunelul de sub orașul Satu Mare, folosit de Pintea Viteazu, tunelul blestemat de 4 km din Alba. 2000 de like-uri și le-au pe GRV și merem în tunelul ăsta. Ok, deci în concluzie, sunt multe tunele care n-au neapărat treabă cu Bucegiu, dar parenilor pus aici să pară mai lung articolul, habar n-am. Bă, interesant, nu zic că e interesant, dar eu filmez 2 ore și un sfert. Deci, let's move on. Bine, move on, adică ultimul subiect sunt relatările duhovnicului Cleopa, care să vezi și să nu crezi, adevărul.ro. Cum a fost ispitit faimosul părinte Cleopa de extraterestri? Am văzut o lumină mare și în lumină o mașină de alamă cu multe roți. Una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale părintelui Ilie Cleopa este cea referitoare la o întâlnire parcă desprinsă din filmele SF. Duhovnicul povestește cum a fost speriat într-o noapte de o ființă ciudată care coboruse dintr-o mașină de alamă cu multe roți. Întâlnirea de gradul 3 din fața bordeiului. În caz că nu știți, gradul 3 se referă la treaba asta cu alienii, cu ăsta. Mi se pare că gradul 1 îi să vezi, gen ai evidență video, foto, whatever, vezi nava mamă, vezi un OZN. Gradul 2 îi ai un obiect care aparține de alieni și așa mai departe, și gradul 3 îi contactul docking-ului, contactul fizic. În lucrarea biografică scrisă de Arhimandritul Ioanichie Bălan, părintele Cleopa aduce aminte de o întâmplare ce duce cu gândul la o întâlnire de gradul 3. Scena ar fi avut loc în postul Crăciunului, la ora după miezul nopții. Eram într-o noapte la ora 1 în bordei, când deodată aud buf, 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 se cutremură pământul. Eu am ieșit să văd ce se aude, dar când am deschis ușa de la bordei, am văzut afară o lumină mare și în lumină o mașină de alamă cu multe roți. Cleopa adaugă că o ființă ciudată a ieșit din mașina cu multe roți, un clasic OZN, și i s-a adresat pe un ton înfricoșător. Din ea a coborât un om înalt, cu ochii mari, pe jumătate albi și pe jumătate negri, care numai atât a zis apăsat: ce cauți aici? Atunci mi-a adus aminte ce zic sfinții părinți, că dacă ai sfintele taine, îl ai pe Hristos viu. Eu aveam sfintele taine într-o scorbură de brad în bordei și când am văzut așa, am intrat repede înăuntru, am cuprins bradul cu sfintele taine în brațe și numai atât am zis: Doamne Iisuse, nu mă lăsa. Să vezi atunci rugăciune când este dracul la ușă. Puterea credinței a fost suficientă, mai spune duhovnicul de la Sihăstria, pentru a alunga creatura care îl speriase la o oră după miezul nopții. Și când m-am uitat din nou afară, l-am văzut cum se dădea înapoi alungat de puterea lui Hristos. Lângă bordei era o râpă mare unde a căzut acel duh necurat. Dar cum a căzut? Când a ajuns la râpă, s-a dat de 3 ori peste cap, cu tot cu mașină, și pe urmă a căzut și a făcut un zgomot mare de mi-au țiuit urechile până a doua zi la ora 1. Povestea părintele Cleopa. Nu știu, mi se pare foarte funny să-l văd pe Iisus cum îl alungă pe alien. Nu. Înapoi acasă. Jesus. Dar da, cam atât cu acest videoclip. Bă, a fost interesant. Poate mai facem din astea așa react, dar cât de cât structurat, să zic, la niște chestii de genul ăsta. Dar în fine, sper că vi s-a părut interesant clipul. Dacă vi s-a părut interesant și aveți idei sau aveți sugestii, feedback, orice fel, vă rog frumos să lăsați în comentarii și de asemenea să dați acolo un like dacă n-ați dat și chiar vă rog să dați follow pe Instagram, pentru că vreau follow pe Instagram, pentru că vreau followeri. În speranța că nu ne ia dracu pe toți cu războiul, să vă așteptați la content foarte fain și content mișto și content fun și spooky în perioada asta care urmează să vină. Eu am fost Ganso și ne vedem în clipul următor. Salut!